În data de 23 octombrie a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Județean Călăraș, începând cu ora 10. În cadrul ședinței a depus jurământul și noul președinte ales Vasile Iliuță. Instituția prefectului a fost reprezentată la eveniment de prefectul Marian Stoica. În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, PSD a obținut 15 mandate de consilieri județeni, PNL 13 mandate și Pro-România 2 mandate. Potrivit prevederilor legale în vigoare, cel de-al 31-lea mandat va fi deținut de președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță. Bună ziua! Constat că sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a acestei ședințe, ceremonie de constituire a Consiliului Județean. Ședința de ceremonie de constituire a Consiliului Județean are următorul proiect. Vă propun acest proiect al ședinței ordinii de zi, care va fi, sau nu, aprobat de către dumneavoastră. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni declarați aleși, ale cărora mandate au fost validate de Tribunalul Călăraș conform 17.59/2019, privind codul administrativ modificată și completată. Punctul 2. Depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean ales și validat. Ce supune la vot ordinea de zi? Cine este pentru? Abține? Împotriva? În unanimitate, proiectul ordinii de zi a fost, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la depunerea efectivă a jurământului, aș vrea să îmi permite să dau citire încheierii tribunalului prin care au fost validate mandatele consilierilor județeni. Încheierea este din data de 16 octombrie 2020 a Tribunalului Călăraș și care dispune că în baza articolului 172 raportat la articolul 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, validează în funcția de consilier județean a UAT județul Călăraș a candidaților. Samuilă Ion, Beștea Mihăiță Constantin, Găman Ion, Spiridon Marian, Muntanu Laura Cristina, Manole Sergiu, Marin Ioan Cristian, Tănasi Marcel, State Laurențiu, Diaconul Virgiliu, Țâncu Cornel Gheorghe, Barbu Valentin, Jurcan Amelia Elena, Pandea Ciprian, Eremia Cristian Robert, Dinulescu Marian, Popa Valentin, Chiriță George, Petco Angelica, Vasile Alexandru Lucian, Deculescu Valentin Dumitru, Nilu Teodor Ionuț, Gheorghe Toma, Pușcașu Ioan, Meseșanu Răzvan Ilie și Dumbravă Virgil Marian. Acum vom proceda la depunerea efectivă a jurământului și am să citesc în aceeași ordine, care este prevăzută și în anexa la ordinul domnului prefect, pe fiecare dintre consilierii care vor veni să semneze și să depună jurământul. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Subsemnatul Beștea Mihăiță Constantin, validat în funcție de consilier județean în conformitate cu articolul 172, articolul 107, raportat la articolul 117 din codul administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea
pentru binele locuitorilor județului Cărălași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cărălași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele comunității județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da, după repunerea jurământului ultimului consilier, la cele din urmă, trebuie pe listă, da? La ultimul, domnul Dumbrava n-am avut nicio intenție, dar declararea Consiliului Județean Călăraș, ca legal constituit, se va face prin ordinea prefectului. Se întrebe ceva?
Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Călăraș, ales și validat, domnul Vasile Iliuță. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Articolul 206 aliniatul 1 prevede votul semnelor și în acest sens este urmânează domnul președinte al LES, al Consiliului Județean, și așa tricoloră în culoare drapelul național al României. Domnule prefect Marian Stoica, domnilor consilieri, astăzi e un moment special pentru județul Călăraș. Încetează acele ordine care au fost emise în urmă cu 3 luni și în urmă cu o lună de suspendarea mea. Astăzi intrăm în drepturi. Putem să spunem că continuăm proiectele județului Călăraș. Aș face o trecere în revistă ce a însemnat mandatul 2016-2020. A însemnat 28 de proiecte care se află în diferite faze. Ele depășesc peste 100 de milioane de euro. Vom continua dezvoltarea județului Călăraș cu mai multe proiecte decât am avut în mandatul 2016-2020. Am astăzi suportul majorității în Consiliul Județean și toate promisiunile făcute în campania electorală vor deveni realitate. Salut competitorii care au pierdut. Trebuie împreună să înțelegem că am depus un jurământ, ca împreună să facem ce este mai bine pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Cred că avem o responsabilitate, cred că luptele politice după 6 decembrie trebuie să înceteze. Avem fiecare o echipă de parlamentari propusă cetățenilor care vor dori să o voteze pe 6 decembrie, avem speranța că vom avea o majoritate în Parlamentul României și Partidul Social Democrat va reuși să guverneze 2020-2024. Pentru toate astea, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc cetățenilor județului Călăraș că au avut încredere în echipa Partidului Social Democrat și în echipa Iuț. Vă mulțumesc și la treabă!